dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog. Noi am plecat într-o mică excursie de 3 zile. Astăzi este vineri și am zis să mergem într-o excursie cu noua mașină. Avem acum o Skoda Enyaq, ne place foarte mult mașina asta și este electrică, așa că ne-am oprit să încărcăm puțin bateria, ca puțin, să o încărcăm 100%, pentru că am zis să nu ne mai oprim pe drum, mai trebuia să ne oprim odată să încărcăm, dar am zis să încărcăm acum pentru că avem nevoie la toaletă și am zis să mergem acum. Este o vreme superbă și noi mergem în Salzburg și am zis să fac un vlog, să vă iau cu mine. Vom sta până duminică ne întoarcem și m-am gândit că ar fi o ocazie super pentru un vlog, așa că voi veniți cu mine și vă doresc vizionare plăcută. Hey, hello. Am ajuns în Salzburg, suntem la lacul Koenig. Este un lac superb. Credeam că nu o să ajungem la timp pentru că noi ne-am luat bilete de acasă, de pe internet, și aveam bilete la 1 și un sfert. Și tot ziceam în mașină că nu o să ajungem, că nu o să ajungem, dar nu se ținea cont de timp și nu conta la ce oră veneam să luăm vaporul. Și am venit până aici cu vaporul, v-am filmat și ni s-a spus și ceva despre acest lac, că este 8 km lungime și 1,3 km lățime și 200 de metri adâncime și câteodată iarna îngheață complet. Este un ecou foarte mare aici între munți.
Și este super. Este super, mă bucur foarte mult că am venit aici și este foarte relaxant. Cât de frumoasă este căsuța asta aici. Nu știu dacă locuiește cineva, dar eu cred că aș locui într-o căsuță ca asta, cu așa priveliște aici, minunat. Și arată atât de frumos. Cel puțin eu mi-am luat o gicuță pentru că o să fie cam răcoare în mina de sare. Și afară nu mai e soare, a început să cam bată vântul. Am încercat să plecăm cât mai repede la lacul Chionic pentru că mai toată lumea vrea să plece și ar fi trebuit să așteptăm foarte mult pentru vaporul de întoarcere, așa că am încercat să plecăm cât mai repede ca să nu întârziem aici la mina de sare. Am auzit că o să fie frumos. Întoarcerea cu vaporul așa a fost cam așa, a mers foarte încet, a durat foarte mult și nu prea era aer acolo, era foarte multă lume și copii care plângeau și începuse să nu mă simt foarte bine, dar acum mi-am mai revenit la aer curat. Sper să nu fie multă lume aici, dar vom vedea. Și suntem din nou în mașină. A fost super mișto la Salină. Ne-au dat îmbrăcăminte de muncitori și am mers cu trenuleț în Salină. A fost super. Puteam să ne dăm și pe topogane. Nu prea am putut să filmez. Nu m-au lăsat, de fapt spunea acolo că ar fi indicat să nu filmez și să fotografiez, dar am filmat puțin. Am făcut și poze, o să vă arăt ce îmbrăcăminte am primit. Destul de frig acolo, eu îmi luasem vesta aceasta, geaca, geculița, dar a trebuit să o las acolo pentru că am primit îmbrăcăminte, chiar nu... Nu-mi imaginam că ne dăm îmbrăcăminte. Chiar m-am simțit ca un miner. Foarte, foarte mișto. Era un loc acolo unde nu se mai putea lucra. Era plin cu apă, dar nu îți dai seama că este apă acolo. O apă foarte, foarte sărată. A fost chiar super interesant.
o să vă scriu aici pe ecran orașul în care este Salina, pentru că nu pot să-l țin minte, abia pot să-l pronunț, dar o să vă las scris unde am fost exact la Salina. Și am mers cu barca pe acea apă și am avut parte de un joc cu lasere foarte, 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 foarte frumos, mi-a plăcut. Și nu vroiam să mă dau prima oară pe topogan. Nu m-am dat, s-a dat doar Toma și acolo a făcut poze. Făcea poză la toată lumea care se dădea pe topogan. Și a ieșit Thomas singur în poză. N-am luat poza aia pentru că a zis că el nu vrea să fie singur în poză. Că de ce nu m-am dat și eu? M-am dat în al doilea topogan unde n-am mai făcut poză. Dar în schimb am luat... acum m-a liris, ai dat-o, Miha, că ai zis că ai dat-o. Dar în schimb am luat poza aceasta. Super, super... drăguț, am ieșit amândoi și aceasta este îmbrăcămintea pe care am primit-o și se numește Salzbergwerk Berchtesgaden. Richtig, da? Am spus bine. Berchtesgaden. Da, v-am zis, este complicat de pronunțat, dar poza asta mi-a plăcut și am zis că o luăm, scrie aici și data jos. Așadar, o experiență foarte frumoasă la Salină și nu știam că de aici îmi cumpăr eu mereu sarea din supermarket. Chiar nu știam că aici se prelucrează. Cam aceasta a fost și experiența noastră la Salina. Acum vom merge spre hotel și cred că puțin pe la un supermarket să luăm niște apă și după ne cazăm și noi în sfârșit la hotel. Să vă arăt puțin cum este. Destul de mic. Da, pe care este cruzăreții, mai aveți aici și un clan. Ia, mă, ce este așa. Când te-am fie la duțele. Eu acum nu mă știu, să trec eu, spui de câți poate. Credeam că este mai mare camera, dar nu. Aici este baia. Foarte simplu. Și aici avem un pat. O canapea mică, televizorul... Acum ai ventilat-o. Au cane clima la ai ventilat-o. Cana nu. Avem un ventilator. Cana nu. Și avem și un frigider, care este gol. Oh, wow, de mult am bizem put, suntem... Kühlschrank. Da, nu ne mai uităm în frigider. Cu că nimeni nu chiu. Dar avem apă, clubele au funcționat undeva. Avem un fierbător, un televizor. Pentru două nopți este foarte ok. Eu vreau să fie curat, văd că este ok, curat. Așa că mai mult nu vreau și să vă arăt și priveliștea.
Cam așa se vede. Jos putem să stăm și la terasă. Nu avem balcon. Ne-ar fi plăcut să avem un balcon, dar nu avem. Dar au locuri foarte frumoase unde poți să stai și pe hol am văzut canapea, muzică, foarte frumos amenajat și aceasta este priveliște. Nu era. Am văzut hotelul cu priveliște mult mai frumoasă, mult mai frumoasă, dar na, data viitoare. Oricum hotelul ăsta l-am luat pe repede înainte. Aveam un good shine, un fel de cupon, o noapte la un hotel și noi ne-am mai luat încă o noapte și nu puteam să ne alegem orice hotel, așa că noi l-am ales pe acesta. Eu zic că este ok, luăm ce mai avem în în portbagaj și o să mâncăm. Avem la noi niște pui cu orez și cred că asta vom mânca. În rest nu știu dacă vom mai face ceva asta seară. Probabil că ne vom auzi mâine. Sagăcius, bis morgen! Bună dimineața! La noi este ora 11. Ne-am mișcat cam greu. Am luat micul dejun. N-am mai filmat. N-avem ce să filmez. A fost un mic dejun normal. Dar destul de bun. Am băut o cafea bună. Mă bucur că a avut lapte fără lactoză și multe produse vegane. Așa că a fost perfect. După am fost în cameră, m-am pregătit, m-am machiat puțin, m-am îmbrăcat mai frumos și plecăm acum să mergem pe Panorama Strasse. Este un drum de munte. Vom merge cu mașina. Și cred că va fi super, super frumos. Oricum e aici paradis. Suntem în comuna Anif. Anif, mai zic? Comuna Anif din Salzburg, Austria. Dar este minunat aici. Super, nu am văzut nicăieri o priveliște așa frumoasă. Și vremea este super astăzi, așa că am zis să mergem pe Panorama Strasse să vedem munții, pentru că ieri erau norii destul de jos, era foarte norat, deși a fost cald. Dar nu s-au văzut atât de bine și astăzi norii nu mai sunt așa de jos și am zis mergem acum pe Panorama Strasse și după vom merge în oraș, în Salzburg, ne vom plimba pe acolo, vom merge cu vom merge cu autobuzul pentru că mi s-a spus de la hotel că este destul de aglomerat și nu o să găsim loc de parcare, așa că după ce mergem pe Panorama Strasse vom lua autobuzul și vom merge în oraș. Thank you.
uitați cât de frumos este aici, minunat! Așa priveliște n-am mai văzut niciodată. Super frumos! Dacă nu erau atâția nori, se vedea și mai frumos. Sau dacă strălucea soarele. Dar oricum e o priveliște de vis. Thank you.
vezi, ne-am luat o șapcă. Am căutat toată ziua o șapcă, n-am găsit pe nicăieri. Pe aceasta am luat-o de la Esprit. M-am uitat și în H&M, Mango, dar nu era nimic care să-mi placă și am găsit-o pe aceasta. Aveam nevoie de o șapcă. Nu știu, nu mă învăț niciodată în minte când mă duc undeva într-un concediu să-mi iau și o șapcă sau undeva unde stau toată ziua în soare. Și cum astăzi este foarte, foarte cald și în soare, am zis că ar fi bine să-mi iau ceva în cap, o șapcă. Am în mașină o pălărie, dar cam bate vântul și nu prea e ok să stau cu pălărie, așa o șapcă e mult mai bună pentru că nu o ia vântul. Noi am urcat să vedem priveliștea orașului de sus și am să mai vorbesc puțin cu voi, să vă zic ce am făcut. Nimic interesant până acum, mâncat o înghețată, ne-am plimbat puțin pe la magazine, prin oraș, foarte multă lume. Și acum am zis să mergem să vedem priveliștea de sus. Și după la ora 7 avem pizdumiude. L-am plictisit pe Toma. Habitiki langbel todo. Că-s ca aici. Ai obosit. Ce ziceam? Da, că la ora 7 avem rezervare la restaurant. Mergem să mâncăm ceva. Și acum am zis urcăm, vedem priveliștea și după mergem din nou la mașină și ne întoarcem la hotel. După ne mergem pe jos la restaurant și haideți să vă arăt priveliștea, să vedeți cât de frumos este. Suntem în mișcare, este ora 10:30, am făcut check-out-ul la hotel, am stat ceva pentru că toată lumea aproape pleca și noi am zis în ultima zi, astăzi este ultima zi, am zis să mergem la grădina zoologică pentru că n-am mai fost de mult la o grădină zoologică, tocmai ce am ajuns acum. Am zis să mergem la zoo, am văzut pe Google Maps că este aici o grădină zoologică și am zis că ar fi drăguț să mergem din nou la o grădină zoologică, să vedem animale. Și după vrem să mergem la Kimse, Vilanghis Pizzum Kimse. Este o oră până acolo. Și cred că ne vom plimba și acolo cu vaporul, din câte mi-a zis Thomas. Asta vom face astăzi și după plecăm spre casă pentru că avem de mers 5 ore și cred că o să ajungem de seară. Așa că acesta este planul pentru astăzi. Acum am parcat și mergem la grădina zoologică. Până acum așa animale. Am căutat pe net și se numește gluton sau se mai zice jderul flămânzilă. Până acum n-am mai văzut un așa jder.
hârtia cu chinezesc. Nici de asta nu am mai văzut până acum. Dar e foarte drăguță. Cu urechile ei. Și se uită la noi. E super drăguță. El are cel mai nașpa job. Toți stau la umbră. Unul mănâncă și el stă de pază. E triste, au. Au tot să cucu. Mai mănâncă și el puțin, dar tot se uită să vadă dacă vine vreun pericol. Foarte drăguț. Aici este o întrebare, de ce are flamingo penele roz? Și răspunsul este pentru că mănâncă crab și alge și acestea conțin caroten și de aceea li se colorează penele în roz și roșu. Și un flamingo tânăr are culoare albă gri. Și mai scrie acolo că flamingo stă într-un picior atunci când doarme, nu știam. Și își mai ține și un picior sus pentru a nu le îngheța picioarele în apă. Cred că le mai schimbă între timp. În timp ce dorm, ca să nu înghețe picioarele în apă. Aici sunt papagali. Papagali. Ador papagalii. Vreau și eu un papagal acasă. E vila hoa în papagali, da. Ce mari și frumoși sunt și colorați. Nu știu dacă sunt mai mulți, dar momentan văd doar doi. Sunt acolo în umbră. Da, și când vrem să fotografiem sau filmăm, se duc afară, normal. Chien are iețale rău, filai ghițesem. Ce ai eu? Nu stă nimișcat, de bevegnicht. Ți se dă ziua bevegnicht? Bevegănic? Alpaca! Deja se uită la altceva. Nu prea am văzut toate animalele pentru că stau ascunse. Probabil nu este timpul potrivit, probabil sunt seara mult mai active și puma nu am văzut. Erau mai multe animale drăguțe pe care aș fi vrut să le văd, dar nu a zis eu. Și aici sunt pinguinii. Sie nicht mehr in Wien, da hinten. Sunt în... E vilau hier im Wasser. Mă și arunca și eu aici în apă. Să not cu pinguinii. Mm-hmm.
Și aici doarme o proască țestoasă gigantică. Chiar sunt curioasă câte kilograme poate să aibă o așa proască țestoasă. Am găsit. Cântărește până la 105 kg. Și are lungime de 83 de cm și trăiește până la 100 de ani. Super! Mă gândeam eu că este foarte grea. Acolo este. Încă una super gigantică. Stă să vă arăt mai de aproape. Stă cu spatele. Dar este foarte mare. Și aici este un rinocer. Dar că nu prea vedeți, stă la umbră acolo. Dar și el este foarte mare. Foarte frumoase animalele de la această grădină zoologică. Mă bucur că ne-am gândit să venim. Dar stați, mă duc pe partea cealaltă, poate să vedem mai bine rinocerul. Hai că vă filmez fundurile rinocerilor. E filme de popo. Sunt patru. Unul este acolo. Stau și la umbră să odihnesc. Așa de rău că plecăm. A fost foarte frumos în Salzburg. Și acum și aici la zoo a fost frumos, multe animale pe care nu le-am mai văzut. Dar cel mai mult o să-mi lipsească priveliștea aceasta. Am avut super vreme și chiar mi-a plăcut aici. Foarte frumos. Locul pentru un mini concediu. Am așezat puțin la umbră și am zis să mai vorbesc puțin cu voi. Arde foarte tare soarele, nu ne-am luat protecție solară. Eu sunt deja roșie pe umeri, dar nu mă deranjează, nu mă usură pielea.
Vreau să vă zic că am ajuns la lacul Kimse. Minunat, superb aici. Ne-am plimbat cu vaporul și vreau să vă zic ce am citit pe internet de lacul Kimse. Este un lac cu apă dulce din Bavaria și se află între Rosenheim și Salzburg. Și se mai spune și Marea Bavariei. Este cel mai mare din Bavaria și al treilea din Germania. Am ajuns aici pe... V-am zis că am mers cu vaporul și am ajuns aici pe insula Herrenchiemsee. Și de acolo am zis că luăm trăsura cu cai, pentru că nu vroiam să mergem pe jos în soare. Și am zis luăm trăsura până aici și am ajuns la castelul Herrenchiemsee, construit de regele Ludovic al II-lea. Și am zis să vă arăt și vouă cum este aici, dar arde soarele într-un hal, nu știu câte grade sunt, dar cred că peste 30. Dar nu mă plâng, este bine că e cald și nu plouă și nu avem parte de frig. Haideți că întorc puțin camera și vă arăt cum este aici. Minunat! Și aici sunt și fântânile, dar văd că acum nu mai curge apa. Le-a oprit până să ajungem noi aici. Se vedea super frumos cum curge apa la fântână, dar văd că acum le-a oprit. Poate le pornesc mai târziu, dar oricum super aici, minunat. Și nu știu dacă o să luăm trăsura, cu asta am venit aici. Nu știu dacă o să o luăm și la întoarcere. Toma zicea că o să mergem pe jos, dar mai vedem. Ne-am luat câte o înghețată. N-am mai văzut înghețata asta până acum, dar este super bună. Se numește Twister Pico Blue. Da, este extraordinar de bună. Este vegană. Este înghețată din apă, dar este super bună. Dragilor, noi suntem în drum spre casă. Mini concediul nostru s-a terminat și aș vrea să închei și eu aici acest vlog. La noi este ora 9,
o să ajungem acasă la 11:30 și am zis să nu mai aștept să filmez acum, să închei acest vlog, pentru că după se face întuneric și nu mai puteam să mai filmez. Așa că eu închei aici vlogul, vreau să vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like dacă v-a plăcut acest video și să-mi lăsați un comentariu cu locul care v-a plăcut cel mai mult. Eu v-am pupat și vă aștept și la următorul video. Pa, pa!